Maleficent, Mistress of Evil sau Maleficent 2. Este sequelul pe care l-a cerut cineva? Nu cred. Mă rog, părerea mea. Dar până să ajungem la recenzia fără spoilere, ați cumpărat tricoul ăsta? Dacă aș pune spre vânzare aici tricoul ăsta peste tot în țară, toate mărimile, l-ați cumpărat? Votați la community, am pus un poll la community, la comunitate, tricoul ăsta sau un tricou cu Versus, pentru cine știe jocul Versus. Dacă ați vrea ori ăla, să fac și să doar cine ar cumpăra, să-mi fac o idee dacă merită să încep să fac genul ăsta și alte modele după aia, dar mai vedem, nu știu. Mergeți la comunitate, mersi. Nu. E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. Love it. Știu că sunt oameni care chiar așteptau partea a doua când au văzut că o să existe o parte a doua. Eu când am văzut trailerul, când am văzut că au scos trailer și o să iasă Maleficent 2, eram serios? Ok, primul a fost ok, adică având în vedere că ăștia de la Disney scot toate fairy tale bazmele astea în versiune live action cu actori, adică au fost o groază, da? Asta a fost unul dintre cele ok, a fost unul dintre cele bune. Frumoasa din pădurea adormită, schimbată un pic povestea, nu știu ce, cred că e schimbată, adică nu știu dacă există în carte și chestia asta cu Maleficent care să, mă rog, nu o să stric primul film, dar e schimbată de carte, din ce știu eu. Mă rog, Maleficent 1 din 2014 a fost ok. A fost ok pentru ce a vrut să fie, asta e ideea. Oricum, pentru copii, nu știu dacă pentru copii mici, nu chiar copii foarte mici, cum sunt poate desenele, dar au ridicat un pic vârsta țintă, parcă. Și cam pe acolo, să zicem, este și Maleficent 2. Pentru că, a revenit Angelina Jolie, au revenit actorii, bla, bla, bla. Dar nu știu dacă sunt eu chiar în publicul țintă. Dar, mă rog, pentru ce a vrut să fie, a fost la fel de ok. De ce zic că n-aș fi în publicul țintă? Pentru că l-au făcut exact ca un desen Disney din anii 60, 70, 80, 90. Adică personajul negativ este exact, e super clișeic, povestea e super previzibilă, se întâmplă chestii foarte trase de păr și convenabile pentru a ajunge povestea acolo și acolo și acolo, știi? Adică e genul ăla la care stai și ești gen, aoleo, acum trebuie să se întâmple chestia aia ca să ajungem și să ajungem la un punct culminant, să ajungem la să se întâmple acțiunea, să fie motivul, trebuie să ajung, eram sigur că aia o să fac chestia aia, dar bineînțeles că n-au reușit să ajung acolo, adică e frustrant, nu știu, poate de la o vârstă devine frustrant că trebuia să se întâmple chestia aia ca să ajungem acolo, dar mă rog, efectele și după aia desfășurarea acțiunii și ce se întâmplă, acțiunea propriu-zisă, chiar dacă se trage un pic de păr ca să se ajungă la diferite momente și nu știu ce, e ok, adică e interesantă, să zicem, nu mă aștept, dar n-am văzut trailerul, am văzut că a apărut trailerul, dar n-am văzut trailerul deloc pentru filmul ăsta, așa că nu știam deloc ce se va întâmpla și, mă rog, neștiind absolut nimic, mi s-a părut interesant, dar nu ceva nemai văzut, bineînțeles, adică super, super previzibil. A avut și câteva scene de acțiune, de lupte oarecum, care au fost ok, un pic poate cam scurte, dar tocmai pentru că mi s-au părut scurte, au fost destul de mișto, că am vrut un pic mai mult, adică devenea interesant. Când era ceva interesant, aș fi vrut un pic mai mult și n-au făcut chiar foarte mult, s-au bazat mai mult pe personaje, pe poveștile personajelor să se rezolve chestia aia, să vedem cine e aia, așa un pic de telenovelă, oarecum mai mult pe partea aia s-au axat. Pe partea de acțiune e destulă, dar mă rog, scenele sunt destul de scurte și au fost făcute ok, efectele sunt ok, nu sunt extraordinare. Poate și mi s-a părut că n-au fost extraordinare, poate și din cauza 3D-ului, ochelarilor 3D, adică câteodată parcă distorsionează și nu știu, nu e prea grozav niciodată când e 3D-ul ăla, e super enervant, dar poate din cauza aia, oricum, bune. Disney.
Și te bate peste cap, te bate peste cap cu pacea, pacea. Trebuie să fim împreună, trebuie să fim uniți. Pace, pace între regate. Doamne ferește, cred că au zis de 20 de ori. Tot timpul e gen, și acum o să vrem pace și pacea o să... Am înțeles mesajul, da, trebuie să fie pace. Actorii au jucat bine, mă rog. Michelle Pfeiffer este personajul super clișeic, dar a mers, adică cred că s-a distrat în rol, cum zice toată lumea, mai ales americanii zic chestia. S-au distrat în rolul ăla, da, se pare că da. Angelina Jolie... Ai zice că arată super bine, că încă arată foarte, foarte bine, dar am văzut-o când a apărut pe scenă, când a fost chestia cu anunțul Marvel și The Eternals, nu știu ce, că o să fie în The Eternals, s-a părut că arată destul de groaznic, dar, mă rog, în filmul ăsta ai zice că, wow, încă e super sexy, da, mă rog, o fi, nu știu unde e, o fi undeva între, nu contează chestia asta. Tipa care o joacă pe prințesa Aurora, mă rog, Elle Fanning, abia am văzut, era la televizor Daddy Daycare, ăla cu Eddie Murphy, cu copiii, cu grădinița lui tăticul, nu știu ce, și am impresia că ea e una din fetițele mici care, nu știu, avea 10 ani atunci sau ceva genul ăsta, a jucat în grădinița lui tăticul. Asta ca idee, așa un pic de trivie. Am văzut niște scene a doua zi după ce am văzut Maleficent, știi? Și eram gen, ok. Mă rog, l-au adăugat și pe Ed Skrein, personajul negativ din primul Deadpool, de exemplu, poate. Mă rog, ciuetele Geofor. L-au schimbat pe tipul care îl joacă acum pe Nightwing, Brandon Thwaites sau ceva genul ăsta în Titans. L-au schimbat, nu mai e el, Prince Philip, l-au schimbat, e altul. Nici nu mai țineam minte chestia asta, dar am văzut după aia, e ok. Nu prea pot să zic că mi-a rămas atât de mult în cap Maleficent 1, de-aia am și zis că nu cred că era nevoie de Maleficent 2. Bun, deci pentru ce a vrut să fie filmul ăsta, pentru publicul țintă și la ce s-au gândit și ce au putut să facă, cât le-a ieșit, sunt undeva pe la 8. Adică, normal că nu poți să compari 8-ul ăsta de la Maleficent 2 cu un 8 de la, nu știu, un film total diferit. Normal, da? Pur și simplu, clasic Disney. O să vedeți. Și după ce vedeți filmul o să ziceți, da mă, a fost clasic Disney, clasic Disney, clasic Disney. Începutul, desfășurarea acțiunii și sfârșitul. Bun, până data viitoare, nu uitați să votați și chestia cu tricourile, să-mi spuneți cam câți ați vrea, ce tricouri ați vrea, vedeți la community. Până data viitoare, vizionare foarte plăcută, cum am zis, pupa, da, pa, da, pa, da, pa.